Am revenit la știu, a venit primăvara, dă căldura peste noi, așa că primarii din orașele cele mai chinuite de frig, București și Timișoara, se gândesc cum să facă să fie mai bine la anul. Nicușor Dan a mers în turneu în vestul țării și s-a întâlnit cu primarul Timișoarei, Fritz. Cei doi primari și-au povestit de cât de greu le este și au spus pe Facebook ce au făcut și ce au vorbit. Citez, am discutat despre bunele practici în dezvoltarea orașelor, despre proiectele cu finanțare europeană și colaborarea cu instituții financiare internaționale. Am vorbit despre strategia de parcări, despre colectarea selectivă a deșeurilor, dar și despre o problemă comună pe care o au București și Timișoara, sistemul centralizat de termoficare, a postat pe Facebook Nicușor Dan. Vorba multă, sărăcia cetățeanului, cred timișorenii. Ce ar putea să-l învețe? Nimic, Fritz, pe Nicușor Dan. Ce e să-l învețe? Despre ce vorbim? Nimic, pentru că s-a întâlnit Tusa cu Junghiu și amândoi sunt incompetenți. Păi cred că pot învăța fiecare om de la celălalt. Nu știu dacă trebuie să înveți, că sunt diverse orașele. Din moment ce am ales, eu cred că fiecare ar trebui să știe deja și nimeni să nu învețe pe nimeni. În ceea ce privește căldura, nu știu, ar trebui să ne raportăm la căldură atât la propriu cât și la figurat și să înțelegem că fără căldură nu se poate trăi. De la Timișoara, Nicușor Dan a plecat la Arad, la fabrica de tramvaie, de unde așteaptă 100 de tramvaie electrice. Primele 6 ajung în luna iunie. Bucureștiul are nevoie de transport public și pentru a convinge oamenii să circule cu transportul public și nu cu mașina proprietate personală, este nevoie de investiții în zona de transport public. Uite ce tramvaie frumoasă o să ai la București, Mihaela. Nu prea au pe ce să circule, cu șinele avem o problemă noi, dar poate păi, până în iunie. Tramvaiele au cu ce să circule. Problema este că mașinile nu prea au cum să circule din cauza liniilor de tramvai care pe linia de BNF, da, mai ales că tu ești care specialist. Sunt distruse, da? Chiar se plângeau un taximetrist din București că și-a tăiat cauciucul. Bine, săracu. Exagerare, dar ce căutam acolo? Păi pe strada Lizeanu, dacă bine știi, acolo este doar o linie de tramvai. Da, și tu, ai găsit un exemplu. Hai să vorbim și despre discuția. Au vorbit ei destul, ce să mai vorbim noi, că doar asta fac de când au venit la primărie. Cei doi vorbesc în continuu, dar îmi place că măcar recunosc, da? S-au întâlnit să vorbească despre probleme, că într-adevăr cu soluții n-a venit niciunul. Exact, e o preocupare reală. Scuze-mă, da. Am stat în fric toată iarna. Ne-am bucurat că a fost o iarnă mai prietenoasă ca să nu înghețăm de frig în case, da? Adică, ce vrei să facă? Să vorbească despre digitalizare și cai verzi pe pereți? Nu, hai să vorbească despre probleme, exact, și să caute soluții. Păi, da, eu văd cu ochii buni această întâlnire. Într-adevăr, domnul Nicușor Dan este la conducerea Bucureștiului de un an și jumătate. Nu am văzut să fi făcut prea multe, chiar iarna asta a fost foarte tristă, pentru că n-am văzut luminițele alea care ne mai bucurau așa puțin sărbătorile de iarnă, da? Dar oricum e un pas înainte, ok, mai cheamă un expert, 2-3 pe lângă ei să mai discute un pic, să avem o iarnă mai prietenoasă, mai bună în casă. Întâlnește-te cu primari care chiar au reușit ceva, cu experți, nu? Să întâlnesc doi care, ai văzut ce zic și cetățenii, n-au reușit nimic. Mă bucur dacă se concentrează acum Nicușor Dan pe încălzire, dar înțeleg de la apropiații lui că doar pe asta se concentrează în ultimul timp, nu mai are ochi și urechi pentru alte probleme și vorbim de capitala țării, care are tone de probleme. Am zis că rezolvăm traficul, mizeria. Eu mă bucur că măcar se concentrează pe una, da? Măcar pe una. Dacă nu poate pe mai multe, măcar pe una și să o rezolve. Eu văd cu ochi buni întâlnirea lor și sper să iasă ceva din aceste discuții. Mai vedem. România, uite, stă pe o comoară, dar nu se atinge de ea, că tot vorbeam de încălzire. Suntem pe locul 3 în Europa la rezerve de apă geotermală. Acesta ar putea fi energia viitorului, spun experții. Iar viitorul poate începe chiar azi în această criză energetică. Încălzirea cu apă geotermală presupune centrale nepoluante, ușor de construit și ieftine. Doar în 3 județe sunt folosite ape termale în locul surselor tradiționale, în Bihor, în Timiș și în Oradea. Localnicii din Beiuș, lângă Oradea, care își încălzesc casele cu apă termală, plătesc de 3 ori mai puțin decât ceilalți români. There's a thing, really hard things about geothermal drilling that does go outside the scope of what a lot of oil and gas operators have seen, but at the same time there's a lot of expertise
in the oil and gas industry that we can tap into. So I think an open-minded, collaborative approach is going to yield rapid and tremendous results. Și Tim din Beiuș, prietenul nostru, da? Asta este energia viitorului, dar viitorul ăsta e de vreo 15 ani la alții. Țin minte că unchiul meu din Canada, nu mătușa Tamara, da, îmi povestea fix acum vreo 15 ani că a renunțat la centrala pe gaze și a pus pompe din astea de căldură. Nu înțeleg de ce ne-a luat nouă atât de mult să ajungă și la noi. Uite, că vorbeam de Nicușor și de problemele cu încălzirea. Păi, Bucureștiul știm de atâția ani că stă pe această comoară, apă termală. Noi ce facem? Am făcut un complex unde să mergem la apă termală. Păi am făcut aici, nu profităm de ele. A fost Prisma, nu e Terme. Așa, și acum la încălzirea capitalei gândim tot soluții vechi. Da, să știi că nu am aflat noi astăzi de această variantă, păi, am aflat de mai demult, dar nu suntem noi ultimii din Europa. Am văzut că și italienii se chinuie de ceva ani să sape astfel de... Ultimul din Europa. Ești pe locul 3 la asemenea resursă. Profită de ea și există programele alea, vezi, în ultimul timp. Casa verde, energie verde. De ce nu ne preocupăm de ele? Anul trecut, în 2021, la Oradea, a început un astfel de proiect. Și uite, chiar eu vreau să văd și partea bună a lucrurilor și a întâlnirii dintre cei doi primari. Și aici, proiectul de la Oradea a început în 2021. Chiar vreau să văd că vreau să îmbrățișez aceste idei și să cred și să am speranță că putem să mergem mai departe. Dacă tot timpul dăm în cap așa și spunem că nimic nu e bine, ei bine, nu o să mai vedem nimic. Vedem deocamdată niște soluții care nu sunt puse niciodată în aplicare. Așa avem și gaze, da, în Marea Neagră.